Sezția Credinței. Emisiune realizată în studioul Radio Maria din Iași de părintele Adrian Blăjuță. Bun găsit, dragi ascultători. Din studioul Radio Maria din Iași vă salută părintele Adrian Blăjuță cu bucurie, ca de obicei, suntem împreună în această zi de luni. La emisiunea frumusețea credinței. O oră în care vorbim despre subiecte de actualitate, despre evenimente importante din viața noastră de credință, din dieceza noastră, din biserică, și, ca de fiecare dată, suntem împreună timp de o oră în care, ca într-o familie, vorbim, ne întâlnim, discutăm și. Bineînțeles, un subiect foarte important care este în această perioadă. Știm foarte bine că în ziua de 6 iulie, în acest an, Papa. Francisc, l numit episcop romano-catolic de Iași pe monseniorul Iosif Păuleț, până acum decan al decanatului de Bucovina și paroh la parohia Sfântul Ioan Nepomuc din Suceava, din dieceza de Iași. Dar totodată, dragi ascultători, în acea zi de 6 iulie, Sfântul Părinte a acceptat cererea de retragere a episcopului Petru Gherghel, cel care a fost la cârma diecezei de Iași din anul 1978 și a ajuns în anul 2015 la limita de 75 de ani indicată de dreptul bisericesc. Și încă de atunci, preasfințitul Petru Ghergel din luna ianuarie a anului 2015 a înaintat o scrisoare Sfântului Părinte prin care își prezenta disponibilitatea excelenței sale pentru a fi eliberat din oficiul de episcopal diecezei de ea și asta este stabilit și în canonul 401 al codului de drept canonic. Așadar, în acea cerere, preasfințitul înainta îi prezenta Sfântului Părinte această disponibilitate de a se retrage de la cârma diecezei romano-catolice de Iași, dar papa a considerat că, iată, încă alți ani poate să rămână la cârma diecezei și suntem, iată, până în anul 2019 când am aflat despre această acceptare a Sfântului Părinte așadar vorbim despre ceea ce a însemnat acești ani în care preasfințitul Petru Gherghel a fost la cârma diecezei de Iași și l-am chiar alături de mine în această ediție a emisiunii Frumusețea Credinței. Mă bucur că a acceptat invitația mea și cu siguranță știu că mulți ascultători, mulți dintre dumneavoastră, dragi prieteni, ne vorbiți, așteptați cu nerăbdare un cuvânt al păstorului, al episcopului Petru Gherghel și avem Spuneam această bucurie de a avea la microfonul Radio Maria, așa cum deseori a făcut-o cu drag, îndreptându-se spre radioul nostru. Vă reamintesc, dragi ascultători, că puteți intra în dialog cu noi în direct prin telefonul Radio Maria 0359444410 pentru a vorbi, pentru a discuta, așa cum spuneam, ca într-o familie, să amintim anumite aspecte, poate aveți o întrebare, să-i adresați preasfințitului sau un gând sau un mesaj, așteptăm uh, aceste telefoanele dumneavoastră la Radio uh, Maria. Așadar, deja îl salut pe preasfințitul Petru Gherghe, lăudați să fie sus și Maria, mulțumim Preasfințite pentru uh, prezența în cadrul emisiunii Frumusețea Credinței. În veci și vecilor, mă bucur să răspund la acest salut și la invitația pe care am primit-o pentru a fi astăzi pe undele radioului Maria. Sunt fericit să fac acest lucru pentru că pentru noi radioul Maria este un instrument de comuniune, un instrument de împărtășiri, un instrument de mărire a credinței, a iubirii față de preacurată Fecioară Maria. Vă salut pe toți cei care ascultați mereu vocea radioului Maria și mă bucur că toți cei care ascultă radioul Maria sunt alături de pastorul diocezei, sunt în biserică angajați cu plenitudinea forțelor lor și iubesc pe Maica Domnului, iar prin ea pe însuși Iisus. Așadar, bine v-am găsit pe undele radioului Maria. Prea începem dialogul nostru să povestim, să reamintim, să uh, vorbim despre ceea ce a însemnat această activitate deloc uh, uh, mică uh, și, putem să spunem, destul de uh, îndelungată, de 41 de ani. Iată, de 41 de ani păstoriți Dieceza de Iași. Ce înseamnă pentru excelența voastră această perioadă? Este o perioadă în care eu am încercat să dau ascultare alegerii lui Dumnezeu față de mine. Sigur că au fost mulți și sunt mulți acești 41 de ani, și în toți acești ani am avut doar o singură dorință: să răspund invitației lui Dumnezeu, chemării mele de a fi în fruntea Diecezei. Sigur că trebuie să spun că consider că această alegere a lui Dumnezeu a fost un dar și rămâne un dar pentru mine, o perioadă în care eu am fost chemat să mărturisesc credința și să îmi împlinesc această menire de a fi în fruntea tuturor credincioșilor, mai ales în fruntea tuturor preoților noștri care formează o biserică așa de frumoasă, Așa de bogată și sigur că m-am simțit și mă simt onorat pentru o asemenea alegere, care sigur că a venit nu pentru meritele mele, nu pentru calitățile mele și aș zice chiar pentru simplitatea mea și dorința mea de a sluji în biserică înaintea oamenilor pentru a ne întâlni cu toții în Dumnezeu. Această perioadă, sigur că o amintesc cu bucurie, sunt 41 de ani, 12 ani ca și administrator apostolic cu o misiune foarte, foarte grea, dar care mi-a adus multe satisfacții și atât din anul 1990 ca episcop plin în fruntea diecezei noastre. Sunt 41 de ani pentru care trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu și mai ales pentru care trebuie să-i aduc și cererea mea de iertare pentru că poate multe ori am lipsit de la acea datorie care mi-a fost încredințată. Sunt sigur că Dumnezeu cunoaște toate și mai ales sunt sigur că nu eu am fost cel care am condus dioceza, ci a fost El, Dumnezeu, care a lucrat și a voit și prin mine să aducă un gând frumos în trăirea noastră de credință. Cu siguranță, preasfințite, harul lui Dumnezeu v-a însoțit. De altfel, ați fost numit, ați fost pus în fruntea Diecezei și, bineînțeles, că Dumnezeu îi însoțește mereu cu harurile sale pe cei pe care îi alege și noi am văzut, am simțit. Eu sunt mai tânăr, e adevărat, dar îmi povestesc și preoții mai în vârstă, prin perioadele pe care le-ați trăit. Și noi știm, totuși, că harul lui Dumnezeu lucrează în om, dar se folosește și de talanții, de talentele pe care le are o persoană și apoi de formarea pe care a dobândit-o de-a lungul timpului și ne gândim și la excelența voastră în perioada seminarului, în perioada momentelor de formare spirituală, intelectuală, dar și umană, ați pus la dispoziția diecezei, la dispoziția lui Dumnezeu aceste daruri pe care le-ați și primit, să zicem, din partea lui Dumnezeu, dar Haideți să mergem un pic acolo de unde pornește formarea excelenței voastre. Și uh, vă invit, dragi ascultători, să mergem împreună cu preasfințitul Petru în casa din Gherăiești, județul neamț. Și uh, noi știm că v-ați născut într-o familie creștină, adevărat creștină, șase frați, și uh, chiar v-aș invita să. Să ne vorbiți un pic despre atmosfera pe care ați trăit-o și despre familia pe care va a oferit-o Dumnezeu. Cu adevărat m-am născut în satul Ghirăiești, o comună importantă în județul neamț, cu o istorie frumoasă, cu multe realizări, cu oameni simpli, dar credincioși, unde am întâlnit o pietate din cele mai frumoase pietate populară față de Dumnezeu și Maica Domnului și sigur că toate aceste manifestări de credință au fost prezente nu numai în întregul sat în care eu m-am născut, ci și în casa noastră părintească, în casa mea din Gherești. E o casă în care, sigur, că m-am bucurat să simt vicinătatea mamei mele, a tatălui meu și a fraților mei. Așa cum am auzit, am născut și a spus părintele Adrian, într-o familie cu șase copii care au supraviețuit, pentru că, de fapt, noi am fost nouă copii în această familie, trei dintre ei, sigur că au fost chemați la două mai înainte. E o familie care are o istorie, în care sigur că mama, o mamă care a știut să se deschide pentru viață, pentru copii, cu simplitatea ei, dar cu bunătatea ei, cu seninătatea ei, care sigur că rămâne pentru mine o imagine continuă și sigur că un tată care a avut o istorie. Interesantă pentru că pe lângă faptul că era unul dintre gospodarii satului nostru, a fost și o perioadă primarul comunității noastre. Sigur că el amintesc cu multă bucurie pentru niște calități, iar calitatea cea mai impresionantă cu care eu am rămas este aceea că tatăl era atât de darnic față de ceilalți încât putea să-și de și cămașa de pe el sau o roată de la căruță mm -hmm. ca să-i ajute pe cei care aveau nevoie. Chiar era uneori o surpriză pentru mama și pentru noi când tata făcea astfel de gesturi care sigur că mi-au rămas ca un fel de prețuire a dragostei față de credincioși, sigur cu, nu pot să spun că a fost un om desăvârșit, a fost un om, a trăit într-o viață în satul nostru, care sigur că s-a imprimat și s-a imprimat mai ales în conștiința mea și a noastră. Le mulțumesc părinților mei, tatălui Petru, Petre, acum îi spuneam, Petre lui Ianuș și mamei mele, Maria, născută Dâncuț. Și sigur că ne amintesc cu mare bucurie și de toți frații mei, care actualmente, sigur, au trecut la cele veșnice și sigur că s-au întâlnit deja cu dreptul judecător și cu Tatăl nostru Ceresc. Aceste lucruri au rămas pentru mine un tezaur, un dar. Aș putea spune că pe umerii acestor părinții mei, a iubirilor, a dăruirilor, am construit și am voit să construiesc și eu un program de viață. Sigur că cei care vă cunosc, cei care v-au fost mai aproape, v-au auzit deseori acele gânduri, poate cântece, îndreptate cu nostalgie către mama și în diferitele intervenții sau diferite mesaje, diferite predici pe care le-ați le rostit, le-ați pregătit, v-ați amintit și ați vorbit despre mama, despre mama excelenței voastre. Dacă vorbim un pic și ne amintim un pic de mama excelenței voastre, ce va rămas așa pentru toată viața de la, de la mama? Sigur, un pumn de femeie, o mamă de o statură mică, dar cu inimă foarte mare, și, sigur, cu acea grijă pe care a avut-o față de toți, mai ales față de mine, pentru că de foarte multe ori îmi dădea povețe care, sigur, că m-au impresionat și încă sunt și acum vii în viața mea. Să știu să-mi fac datoria, să nu supăr pe nimeni, să am grijă să nu mă amestec în politică, să fiu un seminarist bun, un preot bun. M-am bucurat de acestea și încă trăiesc și acum aceste amintiri. Îi mulțumesc ei pentru că a sădit în inima mea o asemenea bucurie a credinței, o bucurie a iubirii, o dăruire care a avut loc în parcursul vieții mele și, sigur, o grijă chiar impresionantă. După ce am ajuns preot, ea încerca să mă ajute și cu bani. Așa de mult ținea ca eu să am de toate și să pot să-mi plinesc chemarea mea de seminarist și de preot. Nu a avut parte să mă vadă și în misiunea aceasta pe care am primit-o mai târziu ca episcop. Dar știu că mi-a fost alături și cred acest lucru că că continuă să fie lângă mine. Așa că imaginea ei m-a făcut să vorbesc deseori despre mama și sigur să văd și pe preacurată Fecioară Maria, cea care ne invită pe noi mereu să nu uităm de unde venim, cum trebuie să fim și care este misiunea unui creștin, a unui seminarist, a unui preot și mai ales a unui episcop. În uh căsuța din Gărești, așa cum spuneați preasfinția voastră, alături de părinții pe care Dumnezeu vi-a oferit, de frații pe care i-ați avut, ați simțit la un moment dat chemarea lui Dumnezeu și știm într-o altă intervenție, ați vorbit despre o persoană care va a rămas, care va a fost un exemplu și care v-a îndreptat spre spre această chemare, spre vocația, nu? La Sfânta Preoție. Vorbiți-ne un pic despre cum s-a născut, cum ați simțit această vocație de a fi preot. Sigur că am simțit o familie, fără doar și poate că tata și, sigur, frații mei știau să-l primească pe preot cu bucurie atunci când venea să sfingească casa. Simțeam o atmosferă plăcută. Vedeam în preot un Părinte, alături de noi și sigur că aceasta a fost o primă imagine pe care am avut-o. Apoi sigur că am ajuns să și mă prezint la biserică cu ceilalți copii de mici, mai ales și ne aminte de acele slujbe minunate pe care noi le făceam în timpul adventului când plecam noaptea cu lumini spre biserică unde ne simțeam în elementul nostru de copii, cu bucurie, cu lumini, unde se auzeau cântece frumoase în biserică și de aici sigur că a pornit această dorință de a fi mai aproape de altar. Trebuie să spun că și preotul care celebra jertfa Sfântă Liturghie a fost pentru mine un adevărat model și o provocare. Trecea printre noi să ajungă la un porn și când termina predica se întorcea la altar și a sudat din cap până în picioare cu o bucurie în suflet că a putut să vorbească oamenilor. Și atunci, sigur că a fost pentru mine, pentru prima dată, ce mi amintesc, o întrebare. N-aș putea să fac și eu la fel? Sigur că acest termen a crescut, am fost la școală, la școală m-am întâlnit cu alți colegi, prieteni, cu care am și discutat deseori despre această alegere să mergem la seminar. Sigur că așa a continuat să crească dorința și nu am încetat de a o urma. Sigur că au fost pentru mine ani frumoși în școală, am avut sigur și rezultate bune, nu trebuie să mă laud toți așteptau să ajung undeva să fiu în militarie, ca ofițer, <gri> în făcuseră și drum și de acum dădeau și modele ce trebuie să fac și că deodată noi ne-am decis trei înși între colegii noștri de la școală să mergem la seminar. Îi numesc aici, pe lângă mine, și părintele Budula Ieronim și Gabor Pavel. Cu ei, împreună, am încercat să dăm răspuns aceste inspirații, și cu adevărat am reușit să ajungem la seminar, cu toate că tot se gândeau la o altă vocație. Mai ales că în acea perioadă, mai mult de jumătate din preoți erau închiși. Un lucru care, sigur, că. Noi îl știam, dar nu așa profund cum l-am aflat mai târziu. A fost un fel de mirare pentru toți, cum noi, strângari, ne-am întreptat spre seminar. Sigur că erau persoane care se bucurau de asta, dar și persoane care vedeau altfel cursul vieții. Noi am ales totuși această cale și ne-am bucurat să o putem urma încet, încet, până am ajuns la preoție sigur și am ajuns în câmpul pastoral. M-am bucurat că la examen a fost un cântec care a trebuit să-l cânt, cu care eu zic am și reușit să fac impresie toată frumoasă ești, Marie. O cântare care răsună și astăzi în urechile mele ale noastre de la vecernile din acea perioadă. Sigur că m-am bucurat și am și nu, să o repet, ne această rugăciune, această cântare. Am ajuns la acest moment al împlinirii, să zicem, sau simțirii acestei vocații și revenim după câteva momente de pauză, după o pauză muzicală în studioul Radio Maria Dineaș pentru a continua dialogul nostru împreună cu Preasfințitul Petru Gherghel. Am revenit, dragi ascultători, în direct din studioul Radio Maria din Iași. Sunt preotul Adrian Blăjuță și suntem la emisiunea Frumusețea Credinței. Îl avem alături pe preasfințitul Petru Gergel, cel care ne-a fost pastor. Este în continuare, sigur, până în ziua de 6 august ca păstor al diecezei romano-catolice de Iași, dar cu siguranță ne va fi alături și în continuare cu sfatul rugăciunea și cu învățăturile excelenței sale pentru care noi îi mulțumim și care cu siguranță multora dintre noi ne sunt la inimă și ne vor rămâne pentru toată viața. Așadar, preasfințite, vorbeam înainte înainte de această pauză muzicală despre momentul chemării excelenței voastre, despre cum ați simțit chemarea la preoție și deja intrăm într-un capitol foarte important din viața excelenței voastre, seminarul și apoi, sigur, hirotonirea ca preot. Aș vrea să revin asupra unor elemente pe care tot și eu le-am avut mereu în fața ochilor mei, și în gândul meu. Și anume că atunci, în 48, când noi eram deja crescuți puțin și ne pregăteam să fim școlari buni, a fost un moment particular pentru că se prevedea că vor veni greutăți mari în biserică și am fost invitați mai repede să participăm și la Sfânta Împărtășanie, dar și la mir. Și sigur că de la mir îmi aduc aminte nu, multe, dar câteva momente și anume îmi aduc aminte de episcopul nostru, Turcovici. Eu am mai amintit acest lucru care pentru mine era ca un gigant. Fiind mic, văzându-l înalt, cu acea mitră așa care parcă se înălța la cer, Sigur că am fost impresionat. După aia am auzit mai multe despre episcopul nostru mai târziu, dar această imagine m-a însoțit și m-a însoțit mai târziu când mi-am dat seama ce s-a întâmplat cu episcopul nostru după acea perioadă grea când excelența sa trecea din comunitate în comunitate pentru a conferi taina mirului copiilor, chiar și mici, pentru că se tot spunea că nu o să mai fie ușor să avem astfel de ocazii. Sigur, mi-a rămas impresia aceasta bună cu care am mers mai departe și apoi, după ce am trecut la școală și am ajuns să mergem la seminar, adică înainte de a merge la seminar, am avut și un exemplu de seminarist care m-a cucerit, anume Dânculesi Anton, un Constantian meu, care sigur că a trecut prin greutăți, dar nu s-a descurajat, a ajuns preot, sigur, după grelele momente ale acestei instaurări a comunismului, și el mereu când mă vedea, trecea prin partea casei mele, Petrică, ai cu mine la liturghie și tot insista și sigur că a contribuit mult la gândul meu pe merge la seminar. Mi a spus atât, așteaptă, eu tot întrebam cum e acolo. Vino și vezi, vei veni și vei vedea. Sigur că îl consider ca pe unul care mi-a dat acest germen al vocației care eu am mers mai departe. Sigur, mi-a rămas un exemplu. Apoi, sigur că am continuat școala, am terminat și ne-am dus spre Alba Iulia. Aici am început la 15 ani, sigur, în 1955, drumul nostru spre seminar, spre preoție, departe, și ceea ce este, spuneam și mai înainte, mai e sigur pentru mulți o surpriză cum în asemenea situații grele noi vrem să mergem la seminar. Erau atâția preoți închiși. Noi nu știam atunci prea mult despre eroism, despre jertfă, dar am luat curajul să mergem și nu ne-am descurajat cu toți cei trei până nu am terminat. 1965, la Iași, unde ne-am întors de la Alba Iuria și aici am continuat pregătirea noastră. Am fost un drum frumos, zic eu, un dar al lui Dumnezeu, pentru noi, nu numai pentru mine, ci pentru toți ceilalți care am îndrăznit să ne îndreptăm spre seminar și nu ne-am descurajat cu toate că au fost atâtea greutăți. Nu știam chiar de toate greutățile, dar știam că merită să fii credincios și să te simți prezent pe altar. Ați fost hirotonit uh, preot la 29 iunie 1965 la Alba Iulia, de către episcopul Marton Aron, într-un timp destul de dificil, așa cum aminteați Excelența voastră. Și ați început activitate de preot, numai că imediat peste câțiva ani, chiar la 38 de ani, cineva s-a îndreptat spre Excelența voastră și a spus că trebuie să conduceți, să administrați această dieceză. Preasfințite, care era contextul de atunci când ați fost numit la cârma diecezei de Iași? Și cum, și cum ați primit această numire, această misiune, această slujire în acele timpuri de locușoare? Nu vreau să sar chiar la acest moment și vreau să spun că am început preoția multe greutăți, dar noi cu seninătate am trecut prin toate, am fost și în pastorații, am fost și în câteva sate de la noi, particești, apoi râdăuți și am ajuns la seminar. Sigur că aici mereu încercând să facem ceea ce știam și puteam și noi pentru creșterea celorlalți viitori preoți. Și sigur că a fost o perioadă minunată în care am învățat multe și cred că, iată, Dumnezeu tot ne-a ne chemat, ne-a susținut să mergem înainte cu curaj, chiar în perioadele cele grele. Și nu, nu uităm că episcopul nostru de atunci, care a avut atâtea greutăți, ne-a îndemnat mereu la curaj și l-am admirat pentru că s-a știut dărui foarte mari greutăți, în perioada lungă nu am avut episcop, mergeam la Alba Iulie, el ne-a sigur încurajat pe noi și astfel noi am mers pe drumul acesta cu mult curaj. Chiar dacă nu era el episcop, era ordinarius în prima parte, el era mereu prezent în mijlocul nostru. Sunt bucuros să mă amintesc și de el care ne-a susținut, iar în 1900. 65, așa cum s-a amintit, am fost sfințit preos la Alba Iulea, de unul din marii noștri mărturisitori ai credinței, har de la Dumnezeu, Marton Aron, la cărui cauză de beatificare a început. Sigur, de atunci noi am pornit cu curajul nostru, simplitatea noastră, cu bucuria noastră în această misiune de a fi slujitori, și am ajuns la seminar. Seminarul fiind pentru noi o școală continuă, și după ce am terminat, ca și profesori, ca și îndrumători, ca și conducători acestei instituții, am avut multe de învățat și am și încercat să le transmitem și celorlalți. Era perioada comunistă și revenim un pic la acest moment în care ați fost ales ca ordinarius al diecezei romano-catolice de Iași. Cum v-a venit această numire? Cum ați primit-o? Și ați început, iată, să fiți la, la cârma diecezei în această perioadă destul de, de dificilă. Sigur, era după cu trembru din 1977 când episcopul nostru a murit și se căuta să fie cineva care să continue misiunea asta. Sigur că a fost o perioadă de un an, unul care a ținut locul de episcop, așa cum se știe, de ordinarius, cum era pe vremea aceea, se numea Gherguț Andrei, profesor. După un an de zile ne-am trezit că trebuie să fie o soluție definitivă și așa, iată, am uh, auzit că sunt chemat la București pentru a-mi comunica că sunt o părinte, Papa Paul al VI-lea, dorește să mă numească Ordinarius Adnutum Sedis uh, Ordinariul de diecezei după, sigur, dispoziția și la dispoziția Sfântului Scaun. Acest lucru, sigur, că a fost în anul 1978. Când avea, aveam 38 de ani, cred că fiecare își dă seama că la o asemenea vârstă, sigur că atâtea probleme se ridică. Și tinereța și poate experiența mea prea mică îmi de probleme, dar până la urmă mi s-a dat toată siguranță că voi fi susținut și ajutat. Și așa am început această misiune la 38 de ani, în pruntea unui popor așa de numeros, credincios și atâtor preoți care erau dorniți să slujească în Domnului. La 21 februarie anul 1978 ați fost numit. În aprilie ați s-a fost, să zicem, este liturgia de instalare la 4 aprilie, același an 1978, pentru dieceza de Iași, dacă vă mai aduceți aminte, de momentul acela al instalării, al Momentul în care ați fost iată, primit de către dieceză, în ce cadru? Pentru că după aia vom vedea ce s-a întâmplat în 1990, într-un alt context al consacrării ca episcop. Cum a fost atunci această instalare ca ordinarius al diecezei? A fost ca o mare emoție pentru mine, și surpriză pentru mine ca la această vârstă să stau în prunte atâți ori preoți care erau într-adevăr oameni cu experiență lungă, dar curajat, așa cum spuneam, am încercat să dau ascultare acestei chemări. Timpurile erau extrem de grele. Aveam doar o singură dorință și nu numai o dorință, o, o obligație ca să facem astfel și să lucrăm astfel încât noi să ducem mai departe această perspectivă ce se vedea, că se vor normaliza lucrurile, adică să ne purtăm astfel încât să nu împiedicăm acel dialog între biserică, la biserica noastră catolică și guvernul din acel timp. Sigur că mie mi-a revenit în această misiune ca eu împreună cu toți preoții, să căutăm această cale, să susținem această perioadă care a început să deja să se vadă, adică niște raze de speranță. Greutăți enorme, greutăți multe, cu atâta control, cu atâtea limitări. Aveam doar o libertate limitată pentru a activa. Spuneam că activa, activitatea noastră pastorală era de sacristie, cum spuneam noi, adică nu puteam face prea multe, dar totuși încet, încet s-a deschis și zorii acestor momente încât curajul preoților noștri a învins. Toate că nu era voie, preoții noștri tineri, foarte mulți au știut să aibă curajul să împlinească misiunea lor în diferite forme, simple, fără ziare, fără previste, fără radio, doar în biserică și în sacristie, cum spuneam, până a venit și timpul ca după anii trecut 12 ani în această stare să ajungem la ziua eliberării în anul 1989. În timpul acesta, despre care spuneați că a fost destul de dificil, de altfel se cunoaște acest lucru, Totuși, în timpul păstoririi ca administrator apostolic, de la 21 februarie 1978 până la 14 martie 1990, când ați fost numit episcop al Diecezei, S-au ridicat numeroase biserici, s-a ridicat moderna clădire a seminarului din Iași, s-au deschis numeroase parohii noi, au fost hirotoniți aproape 150 de preoți, iată în, în acel timp au fost trimiși mai mulți preoți la studii în străinătate, au fost făcute numeroase vizite pastorale și iată că apoi, așa cum aminteați, Revoluția din 1989 a deschis un orizont nou de reorganizare biserică de și de propoșire spirituală, astfel că la 14 martie 1990, Papa Ioan Paul al II-lea va ales și va numit ca episcop de Iași, iar consacrarea a fost oficiată la seminarul din Iași la 1 mai același an de către cardinalul Angelo Sodano, delegat al Papei Ioan Paul al II-lea. După o scurtă pauză muzicală, revenim cu această perioadă ca episcop al Diecezei Romano-Catolice de Iași. E, și... preasfințite, dragi ascultători, am ascultat această cântare toată frumoasă ești Marie. E cântarea despre care ne-a vorbit preasfințitul Petru Gherghel că a fost cea prin care a intrat la seminar, care a fost cântată și de excelența sa atunci când a intrat în seminar și ne-am bucurat, zic eu, să ascultăm împreună această cântare. Vorbeam înainte de această pauză muzicală tocmai despre faptul că după perioada aceasta a comunismului, după Revoluția din 89, în anul 1990, s-a văzut noi zori, au văzut noi zori pentru biserică și pentru dieceza de Iași prin numirea episcopului Petru Gergel. Prea știu că voiați să mai completați ceva înainte de această pauză, probabil despre perioada aceasta grea de, de păstorire din timpul comunismului. Dacă puteți să ne spuneți ce v-a stat alături, cum ați reușit să răzbateți, să mergeți înainte. Înainte mulțumesc pentru toată frumoase și Marie, pentru că rugăciunea mea, să zicem în momente grele, a fost această rugăciune, această cântare. Mulțumesc și sigur că aceasta am învățat-o lângă altarul mai și Domnului. Dar vreau să mai subliniez un lucru care, sigur că rămâne să fie încanalizat. Ceea ce s-a petrecut în perioada grea a comunismului în perioada cât am fost ordinarius, nu s-a datorat atât nici de cum talentului nostru sau dic, dorinței noastre de a răspunde la așteptarea lui Dumnezeu. Este opera lui ceea ce s-a întâmplat. Cu adevărat am spus și repet și astăzi au fost lucruri care le putem considera mici miracole. Gândiți-vă la bisericile care s-au construit cu eforturi extraordinare, la seminarul care s-a construit în perioada asta grea și la o mulțime de inițiative prin care preoții noștri au știut să-și arate dragostea lor. Nu se putea fără un asemenea curaj al preoților noștri tineri. Deci ceea ce am făcut eu a fost doar atât să mergem împreună în a face aceste lucruri și sigur că Dumnezeu a fost cel care și le-a inspirat și le-a realizat. Lui îi mulțumim. Acum, sigur că trecând de la această perioadă grea, la momentul de 1 mai, sigur, 1990, s-au schimbat lucrurile. Și am spus că și acesta este un moment miraculos. Nimeni nu l-aștepta, toată lumea era cam dezamăgită, descurajată, că nu se va mai schimba nimic. Și iată că totul s-a schimbat, pentru că Dumnezeu a făcut acest lucru, pentru jertfele martirilor noștri, a credincioșilor noștri, a mamelor noastre care au știut să transmită mai departe credința. Și a preoților tineri care au crescut așa de mult în perioadă grea ca să lucreze în ogorul Domnului. Aici la noi în dioceză și iată dacă tot ne uităm, peste tot au ajuns preoți care au ieșit din mijlocul familiilor noastre. Grație părinților și mamelor noastre. Grație eroilor noștri episcopilor noștri, cum este cazul, să o amintim aici, pe episcopul Anton Durcovici, fericitul Anton Durcovici. Iată, perioadă grea, perioada, în schimb, cu multe rezultate care ar să ne deschidă zorii celei noi, etape celei noi a bisericii noastre, începând din 1990, cu atâtea realizări, care sunt spre lauda lui Dumnezeu. Cum ați văzut, uh, presențite, această nouă perioadă, această perioadă de după no 1990? Ce s-a schimbat uh, în fond? Ce uh, a simțit uh, în această perioadă? Ușurarea libertății sufletești și a curajului, pentru că înainte de că eram timorați, dar aș zice că acel moment era așa de valoros. Iar acum s-a ajuns la libertate când cu tot sufletul și cu toate puterile preoții noștri s-au angajat în această activitate de evangelizare. Lor le datorăm atâtea lucrări și sigur că aceste creștere a bisericii noastre într-o perioadă așa care s-a luminat. Acum sigur că au mai venit și greutăți și atât Alte greutăți s-au apătut asupra noastră, mai ales emigrația, care sigur că ne pune mereu probleme ce este de făcut. Plecarea copiilor, a tinerilor, în alte părți, sigur că e o problemă. Noi ne bucurăm că pleacă să ducă și mesajul creștin acolo unde sunt, dar ne îndurerăm că, iată, să împart familiile, copiii rămân pe drumuri și această problemă trebuie să ne preocupe și mai mult în această perioadă, și să nu încetăm să ne încredem în Dumnezeu și să apelăm la ocrotirea mai ce, În toată această perioadă de când sunteți la cârma Diecei de, de Iași, 41 de ani, așa cum ați mărturisit deja un un om, un pastor, v-a rămas la inimă, e vorba de fericitul Anton Durcovici spre care v-ați îndreptat deseori, a cărui beatificare putem să spunem că este și un rod al efortului excelenței voastre pentru că ați condus acest proces de beatificare, canonizare și am avut evenimentul deosebit de frumos și important totodată la 17 mai 2014 aici la Iași dar ă, ă, știm că aveți o deosebită devoțiune față de Maica Domnului și în mod special în dieceza noastră față de Maica Domnului de la Cacica. De altfel au fost patru ani dedicați familiei 2010-2014 în care icoana Maicii Domnului a mers în toate comunitățile din dieceza noastră de Iași ă, și familiile au fost invitate să să privească spre Sfânta Fecioară Maria. Totodată, știm că ați promovat acest sanctuar de la Cacica. Ce v-a făcut? Cum ați simțit-o pe Sfânta Fecioară Maria în această perioadă a păstoririi Excelenței voastre? Și de unde vine această îndreptare către Maica Domnului? Sigur, din familie și copilărie, pentru că. Mama este cea care cu adevărat revarsă peste noi toată bucuria, speranța și încurajul. Vreau să spun că ce s-a întâmplat cu Episcopul Anton Turcović este tot opera Mariei. Pentru că el a iubit-o, a stimat-o, a făcut-o cunoscută, a avut-o încredere atât de fermă în intervenția ei, încât, sigur, că această lucrare a beatificării episcopului s-a datorat și cultului pe care episcopul nostru martirul avea față de Maica Domnului. Cred că nu trebuie să ne pierdem curajul, pentru că, iată, și în momente grele, Maica Domnului rămâne cu noi. Iar sanctuarul din Cacica și inițiativele noastre nu fac altceva decât să ne facă să fim conștienți că ea, mama noastră, ne însoțește. De fapt, ne este dăruită de Hristos ca să ajungem la Hristos. El sanctuarul aici, domnule, de la Cacica, este cu adevărat o chemare. Cum sunt, de fapt, toate sanctuarele și toate bisericile și toate icoanele noastre? Cultul față de Maică Domnului aici la noi a fost și rămâne prezent între catolici, ortodoxi, tot poporul creștin și din țară, dar mai ales din zona Moldovei, Bucovinei. Așadar, cred că sanctuarul Orămaicii Domnului va rămâne pentru noi un punct de referință pentru a-L întâlni pe Hristos. Prea ne îndreptăm cu pași foarte repede deja de finalul acestei emisiuni, în care, iată, așa cum discutam noi la începutul emisiunii, cred eu că a trecut destul de repede, pentru că sunt amintiri frumoase, prețioase pe care le-ați împărtășit cu ascultătorii noștri și, dacă vorbim un pic privind așa în trecut, în viața și activitatea excelenței voastre, care ar fi cele mai mari bucurii pe care le-ați simțit în această perioadă? Bucuria familiilor noastre, bucuria preoților mulți, bucuria seminarului, bucuria curajului a tuturor ai credinței noastre, toate acestea, sigur că sunt taruri ale Lui Dumnezeu care se întorc spre slava Lui Dumnezeu. Sunt dar sigur că mă bucur să spun că Dumnezeu este Cel care conduce. Dar noi suntem doar instrumente și nu facem altceva decât ne împlinim datoria. Cu simplitatea noastră, cu regretul nostru că n-am putut face mai mult, cu dorința de a primi iertare de la Dumnezeu pentru lipsurile noastre, pentru greșelile noastre. Și când îndemnul ca toți să se încredințeze grijii bucuroțirii lui Dumnezeu prin milocirea preacurată pe ceoare mare. Dacă mai avem câteva clipe și să amintim încă o dată de această veste care ne-a venit la, de la Vatican că vom avea un nou episcop în persoana moseniorului Iosif Păuleț. Cum ați primit această veste de la Vatican și totodată cum să privim la acest moment care se va întâmpla la 6 august, atunci când va fi consacrat și va lua în posesie canonică Dieceza de iași? Privesc cu o satisfacție particulară că Dumnezeu se îndreaptă spre noi, se îngrijește de noi, alege El pe cine îl consideră că este cel ce va împlini voința Sa. Și așa am primit și primesc mai departe o asemenea decizie, o îmbrățișez cu multă credință. Îi stau alături noului episcop Mășinorul Iosif Pauleț cu toată bucuria și împreună cu preasfințitul Aurel sigur că îi vom fi sfătuitori, dar el va fi cel care va împlini cu adevărat voința lui Dumnezeu și ca dare îl să țin cu rugăciunea, cu dragostea noastră vom celebra o zi când el va primi acest mandat, când va continua de fapt să ducă mai departe ceea ce am primit. Adică nu numai de ce am făcut eu, ci ce au făcut toți ceilalți împreună și toți preoții noștri și să aibă încredere că preoții, fiind în jurul excelenței sale, el vor încuraja, vor fi bâncăiere pentru el, încurajare și împreună ei vor aduce laudere și lui Dumnezeu, însuțind poporul credincios în această perioadă nouă. Îi dorim curaj, sănătate și binecuvântare de la Dumnezeu și o creutină mai Domnului, că el vine din zona Bucovinei, de sigur că a iubit-o și o iubește și el tot așa de mult pe Maica Domnului, cum trebuie să o facem cu toți. Și în final, un gând pentru ascultătorii Radio Maria. Un îndemn la curaj și bucurie și la cât mai frumoase emisiuni împreună cu Maria. Să fie toți cei care ascultă acest radio plin de credință să aibă mai mare o grijă să facă din această emisiune o tribună. Și un dar al Mai Domnului pentru slujirea Lui Hristos și binele credincioșilor. Așadar, curaj și inimă mare pentru împlinirea unei asemenea misiuni de a fi vocea Lui Dumnezeu prin Radio Maria. Mulțumim, Preasfințită, pentru aceste clipe pe care ni le-ați dăruit ne le-ați dăruit nouă celor de la Radio Maria. Mulțumim pentru ceea ce ne-ați oferit în toți acești ani. 41 ca păstor al diecezei romano-catolice de Iași, dar bineînțeles și anii dinainte și cu siguranță pentru anii care vor veni de acum înainte și vă asigurăm de rugăciunea noastră, pentru că așa ne-ați învățat să ne rugăm pentru păstorii noștri, să ne rugăm pentru cei care ne sunt alături, ne păstoresc, pentru cei care au fost înaintea noastră și cei și pentru cei care vor veni. Chiar așa vreau să vă și rog să nu uitați, cum spunea Sfântul Părinte, o spune mereu și cum a spus-o și la noi, să nu uitați să vă rugați și pentru mine. Lăudați să fie Iisus Hristos! în vecii vecilor. Amin. Dragi ascultători, a fost uh, alături de noi timp de oră pentru Petru Gergel. Eu sunt părintele Adrian Blăjuță, timp de oră, spuneam, a fost împreună la această emisiune Frumusețea Credinței, aceeași emisiune va fi difuzată în reluare, sâmbăta următoare, în același interval orar, așadar, vă mulțumesc, vă las în compania Radio Maria și până la o nouă reîntâlnire pe calea undelor, vă doresc toate cele bune. Lăuda să fie Isus Hristos.